Ce faceți? Bine ați venit la Noul Magician Român, de aici din studioul meu. Este a doua și ultima semifinală. La sfârșitul acestui episod o să anunțăm care sunt cei 5 finaliști. La fel de buni, la fel de creativi, la fel de bine pregătiți. Iată-i pe super magicienii noștri. Vedem un clip de la George Păun. Dacă mai țineți minte de data trecută, cu telefonul în baie, când telefonul rămâne în aer. Ia să vedem. Salut, data trecută v-am arătat cum începe o dimineață cu noi. Hai să facem continuarea. Ăsta sunt eu, adică naratorul vostru. Iar el este George, colegul și prietenul nostru. Vrem să vă arătăm cu acest prilej ce pățim cu el în fiecare zi, mai ales de când cu această pandemie. Se poate observa că respectă cu strictețe regulile de prevenție. Cam asta se întâmplă când rămâi blocat cu un magician în casă. Asta a fost foarte bună. Dar să nu uităm de prietenul nostru Adrian, alergicul, care mereu poartă această discuție cu George, care încearcă să-și perfecționeze trucurile, mereu aprinzându-și câte o lumânare parfumată pentru a se relaxa. Să spunem că gusturile nu se discută, dar alergia lui Adrian la lumânările parfumate încă există, așa că George rezolvă mereu în stilul lui magic situația. Cam de fiecare dată îi spun lui George să fie atent la detalii, ca să nu întârziem undeva sau să ne facem de râs și, cel mai important, să nu mai înfure șapca. O să vă dezvălui în această secvență un obicei foarte, foarte ciudat de-a lui George. Acela de a se schimba chiar în ultimul moment. V-am spus că el de obicei uită chestii, mai ales banii. Dar de data asta să spunem că s-a conformat. Spoiler, ceea ce urmează, credeți-mă, nu e un truc magic. Da, dar arată bine. Da, este foarte drăguț clipul, în sensul că îmi place chestia asta cu sequel la clipul trecut, îmi place dinamica dintre ei, îmi place atmosfera, am văzut parcă o scenă dintr-un serial, din primul episod când sunt prezentate personajele, un serial despre un grup de prieteni, dintre care unul este magicianul. E foarte drăguț montat, muzica e foarte bună, dinamica cu totul e foarte bună, în schimb magia, nu știu dacă, adică nu am văzut un clip de magie, am văzut un sketch, un montaj despre un personaj. Magia aproape că a trecut neobservată. A fost foarte bună aia cu spălatul pe mâini, în care de nicăieri din apă apare o carte de joc. Aia mi-a plăcut super mult. Dar de acolo a fost chestia cu lumânarea parfumată care e stinsă cu cartea de joc, care ăla nu e magie, mai degrabă un skill, chiar că e cărți de joc, nu e magie. A fost chestia cu șiretul și sunt convins că mulți dintre voi ați ratat faza. Noroc că eu știu ce voia să facă, avea șiretul desfăcut și l-a scuturat un pic și șiretul s-a înnodat. Numai că s-a întâmplat atât de repede încât nici nu am fost atent că era șiretul desfăcut, n-am înțeles. A fost așa o chestie, atenție la detalii, ce detaliu, a fost foarte neclar. Și după aia același lucru s-a întâmplat și cu șapca, din câte înțeleg a zis să nu fure șapca. Și pare că cel din spate s-a întins după șapca și după aia șapca a plecat la el. Dar totul era acoperit de ei, n-a fost foarte clar ce se întâmplă acolo. Adică cred că se putea relua un pic, adică te uiți la filmare, vezi, bă, e clar ce facem aici. E posibil să te păcălești singur, să te uiți la filmare și tu, pentru că știi ce ai vrut să faci, să nu-ți dai seama că nu e suficient de clar. A fost drăguță chestia cu tricou, să zicem chestia cu cardul, dar repet, per total, n-am văzut un clip de magie, am văzut un sketch, un filmuleț foarte bine făcut, felicitări, îmi place foarte mult de ei, mi-ar plăcea să-i urmăresc, cum ziceam și în clipul trecut de Darian Grozea, m-aș abona la canalul lor oricând, foarte tare, dar totuși aș căuta mai mult momentul ăla de, știi? Adică să fie totuși magie acolo. Aș putea spune că nu e neapărat un clip de magie, da, dar arată bine. Vedem acum clipul lui Lucian Orian. Țineți minte de data trecută, mega controversă, când erau unii care ziceau că clipul lui este editat, că e făcut din montaj, că există tăieri acolo. Eu vă ziceam că nu este și nu erau. Mi-a zis ce vrea să-mi trimit acum. Hai să vedem. Mm-hmm.
Da, asta este. E o discuție lungă aici. Actul ăsta pe care tocmai l-ați văzut este copiat 100% după un act făcut de Will Tsai la America's Got Talent. El mi-a trimis clipul zicând, uite, fac exact actul lui Will Tsai de la America's Got Talent. Acolo a existat public, au existat oameni de față care să confirme că nu e editat. Automat, eu voi demonstra tuturor că nu este editat prin chestia asta. Aici e problema. Că actul lui Will Tsai de la America's Got Talent este editat. De fapt, adică cred că trebuie lămurit. Există un clip pe YouTube făcut de Captain Desillusion, care e un canal de YouTube cu un băiat care explică trucaje de-astea video care au tot fost virale, printre care și clipul lui Will Tsai de la America's Got Talent, și explică el cum este acel act editat. Și zice că, uite, producătorii au trișat și au arătat la televizor un act editat, chiar dacă nu s-a întâmplat live așa. Ceea ce nu e tocmai corect. Actul respectiv, în realitate, s-a întâmplat. Problema la TV e că există condiții speciale de filmat, în care lumina trebuie să fie într-un anume fel, unghiurile trebuie să fie într-un anume fel. Sunt condiții speciale și ei, ca să poată să filmeze corect, au dezavantajat un pic actul în sine, dar după aia, ca să-l readucă la cum e el de fapt și cum poate fi văzut el de fapt în condiții de live, a trebuit să-l editeze. Adică să-l îmbunătățească un pic din editare, nu neapărat că ce s-a întâmplat ar fi diferit de ce s-a văzut la televizor. Chiar clipul ăsta e un exemplu, că uite, un băiat a făcut exact același lucru, fără editare, fără CGI. Faptul că el ne-a trimis clipul să demonstreze că nu e editat și să convingă pe toată lumea că de fapt el nu folosește editare, este o greșeală, părerea mea, mare. În primul rând, aici, în show ăsta, nu încercăm să demonstrăm nimănui nimic. Nu avem datorii față de nimeni. Noi aici ce facem, facem ca să ne jucăm frumos. Suntem între noi, nu cerem bani nimănui, nu încercăm să creăm o religie, nu avem de ce să demonstrăm ceva cuiva, nu avem de ce să încercăm să convingem pe cineva de ceva. Deci faptul că ai trimis un clip doar ca să convingi oamenii că nu e editat, mi se pare greșit. Dacă confirmarea mea că nu e editat nu i-a convins pe oameni, înseamnă că oricum nu e nimic de convins acolo. Și mai important de atât, dacă clipul nu te-a convins că nu e editat, înseamnă că clipul nu este bun. Nu este bun în contextul ăsta. Dacă ai face asta într-un show live în care, nu știu, să ai o cameră și se proiectează pe un ecran ce faci tu acolo și oamenii te și văd acolo și, nu știu, poate să tragi și doi spectatori aproape ca să confirme pentru toată lumea că ce faci pe masă este ce se vede în realitate, ar fi un act extraordinar, poate cel mai magic moment din toată competiția, poate fi actul ăsta. Nu știu ce să zic, în contextul show-ului ăsta pe care îl facem noi aici, cred că e important și ce alegi să le arăți oamenilor. În cazul lui Lucian, alegerea a fost greșită de două ori. Data trecută a făcut actul ăla care era minunat, foarte frumos, dar nu convingea pe nimeni pentru că e un video, pare editat și e video, e greu să mă convingi că nu e editat. Chiar dacă nu e, e ca și cum ar fi. Ai pierdut jocul oricum. Eu așteptam și speram ca la al doilea clip să vină să ne arate ceva în care se vede ce poate el să ne arate altceva. Sunt convins că poate să facă lucruri foarte bune, sunt convins că poate să facă și altceva decât să folosească tehnica asta. După felul în care se mișcă, după felul în care își gândește momentele, sunt convins că e un magician foarte bun. Dar alegerea n-a fost deloc bună, chiar dacă, judecând la rece, e probabil cel mai magic act de până acum. Gata și cu subiectul ăsta, oricum între noi doi fie vorba, Lucian, foarte tare. El mi-a și scris și mi-a zis că și asumă de punctare. Acum vedem un clip de la misterioasa noastră din competiție, Alia. Ascultă! Ascultă și privește atent. Acum mult timp a avut loc un tragic accident. Un magician a murit după ce casa lui a luat foc. După incendiu, totul era scrum, cu excepția cărților de joc. Pachetul său era intact, dar o singură carte din pachet arăta ciudat. O legendă urbană spune că aceasta ar fi blestemată.
alcool sau doar un spirit furios. Atunci când cartea era pierdută prin pachet, de fiecare dată apărea prima. Unii magicieni credeau că e un pachet trucat. Era doar un pachet normal, iar cartea insista mereu să apară prima. Nimeni nu știe dacă acesta este spiritul magicianului, rămas blocat, căutând să iasă la suprafață. Mulți au încercat să dezlege acest mister, mulți au renunțat. Nu conta unde puneai cartea, nu conta dacă era cu fața sau cu spatele. Când nu te așteptai, ea era deja sus. Într-o zi, un nou incendiu a avut loc. Cineva a reușit să rupă blestemul, iar cartea a dispărut în întuneric. Da, e un clip cel puțin interesant, bănuiesc că sunteți de acord cu mine la chestia asta. Îmi place ideea cu povestea. Îmi place că ea își păstrează personajul ăsta un pic anonim, misterios, așa. Îmi place cum e editat clipul, îmi place chestia asta de întuneric, dar povestea, chiar dacă începe foarte bine, mi se pare că de acolo nu se duce nicăieri, nu e cea mai bună poveste dintre toate. Trucul e bun, dar are o problemuță acolo care cred că putea fi rezolvată, în sensul că ea ne arată cărțile întinse, cumva pentru a demonstra că există o singură carte ciudată în pachet, după care pachetul se duce undeva sub masă. Și chiar dacă eu știu că nu s-a dus sub masă pentru a fi schimbat, ar putea fi foarte bine ăsta cazul. Pentru că în momentul când vine cu ele înapoi, nu ne mai arată că sunt diferite. Alia, bănuiesc că înțelegi ce spun. Știu că nu de asta ai băgat mâna sub masă, știu că nu ai schimbat pachetul, dar așa pare. Și e important ce pare. Exact ca la clipul de ieri a lui Cristi Mihălcuț, am sentimente mixte. Nu știu exact încă ce să cred despre clipul ei. Aș vrea să fac o observație, o chestie pe care eu am apreciat-o. Sunt convins că cutia aia de chibrituri nu era albă. Adică sunt destul de convins că ea a lipit ceva pe cutia aia de chibrituri, pentru că designul unei cutii de chibrituri, care cine știe, poate avea o reclamă, poate avea un nume, poate n-ar fi dat bine în contextul ăsta misterios al clipului și asta apreciez foarte mult. Repet, atenția la detalii este foarte importantă și felicitări Alia pentru asta. Ca să concluzionez, e un clip foarte bun, dar. Acum vedem clipul lui Ștefan Luncanu, care văd că a învățat niște chestii de data trecută, nu mai e filmat vertical. Ați observat că niciun concurent din semifinale nu a mai filmat pe verticală? O fi și eu bun la ceva pe pământul ăsta. Hai să vedem ce ne arată Ștefan, sunt foarte curios.
Mamă, ce bine arată asta! Foarte tare! Și mă lași pe mine să filmez pentru Vlad? Te rog, stai aici de 2 ore. Care e faza cu pisicile în clipurile astea? Ăsta e un clip foarte bun. Cel puțin faza cu culorile, foarte tare. Adică arăta magic. Cărțile alea se schimbau în timp ce erau date și așezate lângă culoarea respectivă. Aia a arătat extraordinar, construcția momentului cu totul a arătat foarte bine, mi-a plăcut și chestia aia cu mesajul la sfârșit, se vede că știe ce face, e foarte bun tehnic și a construit foarte bine momentul și a cam bătut joc camera de el, ba focaliza, ba nu focaliza, e cam enervantă chestia asta, ce-i drept. De asemenea, aș vrea să fac o remarcă. Ștefan cu siguranță este leneș. E un om leneș pentru că în clip a avut o bâlbă pe care el a lăsat-o așa. Adică e video, puteai să tragi de 300 de ori până ieșea varianta aia perfectă, perfectă. Mai ales când trimiți la o competiție. Dar Ștefan, tu fiind leneș, ai zis că merge și așa. Nu știu cât de negativă e chestia asta cu lenea. Și eu sunt cumva din aceeași categorie. Perfecționismul nu duce la productivitate în general. Nu știu dacă și în cazul ăsta e valabil. Dar per total este un clip foarte, foarte bun. Băi, deci ăsta chiar mi-a plăcut. Ne uităm acum la Victor Angelescu, căruia i-am păcit numele data trecută. Am zis că îl cheamă Victor Angelescu și de fapt e Victor Angelescu. Hai să vedem ce ne arată. We'll be right back.
Victor, notă mare pentru construcție, notă nu așa mare pentru execuție, notă foarte mică pentru faptul că am văzut un clip cu, cum e, călărețul fără cap. Primul lucru pe care l-am avut în minte când am văzut clipul, o să zic de ce îi lipsește cap. Uite, ca să dau un exemplu concret, la clipul lui Lucian Orian, în care făcea chestia aia cu petalele, scena era masa. Nu era despre cine face, erau doar niște mâini care făceau trucul și atât, nu vedeam altceva. În cazul ăsta, vedem corpul cu totul și e practic un corp fără cap care ne face un truc. E o chestie de compoziție, ca și cum ai avea un portret al cuiva și decupezi capul și mi-arăți doar partea de jos. Uite, nici la Alia nu văd cine îmi face trucul, dar nici nu mă interesează. La ea văd doar niște mâini în întuneric. Asta este personajul, sunt niște mâini în întuneric. În cazul tău, personajul e clar, e un băiat care s-a îmbrăcat frumos, dar încadrat prost, nu îi se vede capul. Până la urmă e un concurs de magie sub formă de clipuri și e important cum sunt făcute clipurile. Revenind la părțile bune, construcția este foarte bună, are niște problemuțe pe aici pe acolo pe care sunt convins că mulți le observă, adică erau destul de evidente, puteau fi făcute mai bine, nu cred că ai nevoie de un expert ca să vadă erorile alea, adică nu sunt chestii de finețe. Sunt niște erori destul de mari, dar încă o dată felicitări pentru construcția trucului, este foarte, foarte deștept. Cred că avem aici un magician foarte bun, care va face niște chestii foarte tari în viitor. Adică mai tare decât ce a făcut până acum. Vedem acum un clip de la Bogdan Profir. Pe mine mă fascinează foarte tare... Opa, acum vorbește în română, data trecută a vorbit în engleză. Ideea de alba neagră. De asta am și făcut alba neagră la preselecții. Și gândindu-mă ce să fac pentru semifinală, am ajuns la concluzia că o să fac tot alba neagră. De ce nu? Dacă am mers odată, poate o să meargă și a doua oară. Doar că de data asta, ca să fac lucrurile puțin mai interesante, am decis să fac varianta clasică, și anume aia care folosește 3 pahare, sau mă rog, 3 căni în cazul ăsta, și 3 bile. Doar că o să o fac tot cu cărți. Hai să-ți arăt. După cum spuneam, 3 pahare sub care se află 3 bile. Și cu toate că paharele și bilele sunt în mod evident desenate, efectul arată exact la fel ca și efectul clasic. Și anume, bilele pot fi examinate de un spectator sau de câțiva spectatori și paharele la rândul lor pot fi și ele examinate și pe o parte și pe alta. Partea importantă la pahare este ca lumea să se asigure că sunt solide pe ambele părți și că nu trece nimic prin ele, cum ar veni. Ideea e în felul următor. Dacă iau prima bilă și o introduc sub primul pahar și dacă pocnez din degete, bila întotdeauna o să iasă de sub paharul al treilea. Da? Și asta se întâmplă și cu a doua bilă. O introduc tot sub primul pahar și dacă pocnez din degete, bila o să iasă tot de sub paharul al treilea. Acum, dacă se întreabă cineva, pocnitul din deget este absolut esențial, dar altfel nu funcționează trucul. Și cu bila a treia știm cu toții ce o să se întâmple. Dacă o introducem sub primul pahar și pocnesc din degete, bila o să iasă inevitabil de sub paharul al treilea. Ce am făcut până acum a fost să introduc bilele consecutiv. Dar hai să era ceva interesant. Dacă eu cele 3 bile și le introduc simultan, la mijloc sau sub paharul din mijloc, cum ar veni, cele 3 bile o să iasă exact așa cum au intrat, și anume, toate 3 deodată. Și dacă le amestec din nou printre pahare, situația revine ca la început. Și întrebarea este, unde sunt cele 3 bile? Răspunsul evident ar fi că o bilă este aici, una aici, una aici. Sub pahare, în schimb, nu există bile, ci se află o mandarină, o lămâie și un lime. Și pentru cunoscători, ăsta este finalul efectului clasic de pahare și bile. Dar dacă bilele s-au transformat în fructe, atunci și paharele se pot transforma în 3 cărți de joc. Și dacă dau fructele la o parte, singura întrebare care rămâne este: Vlad, efectul ăsta este demn de noul magician român? Aștept răspuns. Pa, pa! Da, este foarte demn de nou magician român. Iată răspunsul tău. Băi, deci este foarte bun. Îmi place conceptul trucului ăsta. Știu că e ceva ce există și nu este neapărat o creație proprie, dar sau nu în întregime. Are niște îmbunătățiri acolo. Dar cui pasă? Executat foarte bine.
natural, cu încredere. Sunt convins că urmăritorii noștri au avut niște momente acolo în care au zis: "What? Cum s-a întâmplat asta?" N-am mare lucru ce să spun, este executat foarte bine, e o alegere foarte interesantă. Îmbunătățirile momentului original cred că au contat foarte mult. Bravo, Bogdan! Cred că avem aici un magician care se descurcă oricând cu un public real. Nu toți din competiția asta s-ar descurca cu un public real, ceea ce e un mare plus. Și ultimul clip de la Cătălin Idita. Vezi că ai și-l desfăcut. Mersi. Poți să-mi dai și mie tableta, te rog? Da, poftim. Mersi. Bun, dacă tot ești aici, hai să rătăm. Ok. Un pachet de cărți albastru. Ok. Sunt cărți diferite. Da. Ia, tu vreau să-mi spui stop. Stop. Trimite cartea? Da. Bun, vreau să-mi spui ce carte ai ales. Dama de inimă roșie. Dama de inimă roșie? Da. Bun. Fii atent aici. Avem dama din inimă roșie și privește din albastru să facem roșu. Și asta nu-i tot. Singura carte pe care ai ales-o este albastră. Și dacă luăm dama și o punem aici, tot pachetul se face în dame. Wow, super! Dar totuși nu mai avem gumă. Da. Mersi. Ha. Da. Trei remarci. Unu, șiretul. L-am văzut și mai devreme, numai că data trecută a fost făcut prea repede și n-am apucat să ne dăm seama ce se întâmplă acolo. Aici, exact același truc, a fost tras de el, adică mi se pare că a bățit, tehnic vorbim, aici e o discuție strict tehnică, a bățit prea mult piciorul și a fost foarte confuz ce se întâmplă, măcar aici am înțeles ce vrea să ne arate, dar mi se pare că a fost prea mult și poate că ar ajuta, de obicei ajută șireturile să fie cumva altă culoare, ca să iasă în evidență, să se înțeleagă ce se întâmplă acolo și cum se face funda. A doua remarcă este trucul. Trucul este foarte, foarte bun, dar contextul este total greșit. Mi se pare că trucul ăsta putea fi pus într-o lumină mult mai bună. Deci alegerea trucului este extraordinară, e ce trebuie trucul. Dar, repet, nu cred că contextul e cel mai potrivit. Iar a treia remarcă, come on, foarte bine, dar nu mai avem gumă. Cât de random e asta? Adică Cătălina a adăugat un efect în plus doar de dragul de a-l adăuga și nu ai găsit absolut niciun sens. Deci nu avea, în clip, dacă se tăia clipul acolo, avea mult mai mult sens și clipul ar fi fost de 10 ori mai bun dacă nu băgai chestia cu guma. Adică am înțeles, ai vrut să o arăți. E un truc foarte bun, apar gumele în ăla care e gol-goluț, dar cam cringe un pic interacțiunea cu fata și cam ilogică un pic toată desfășurarea acțiunii, dar repet, trucul, dacă rămânea doar trucul, ăla e un truc foarte, foarte bun. Și gata. Astea au fost clipurile, eu au fost magicienii, nu uitați să-i felicitați la comentarii, să-i căutați și să-i urmăriți și pe canalele lor. Acum a venit momentul să anunț cei 5 finaliști, dar înainte de asta vreau să vă spun că a fost o alegere foarte grea. Îmi place ceva la fiecare dintre ei, toți sunt super talentați, toți sunt foarte muncitori, nu e deloc ușor să faci ce fac ei, toți au un mare potențial și cred că toți, dacă continuă în ritmul ăsta, au șanse să facă lucruri extraordinare. Sper să-i revăd pe toți într-un viitor sezon, dacă o să mai facem, pentru că asta nu e
o competiție cât e mai degrabă un pretext să arătăm oamenilor magie bună. Și ei fac magie bună. Pentru alegerile la concursul ăsta eu mă consult și cu alți magicieni care poate au o viziune diferită de a mea, mă consult și cu non-magicieni pentru că vreau să fiu sigur că sunt pe aceeași lungime de undă cu publicul spectator, adică cu voi, dar în final eu îmi asum în totalitate alegerea. Fără alte explicații, finaliștii primului sezon Noul Magician Român, în ordinea în care au fost difuzați, sunt Bianca Malița, Eduard Popa, Cristi Mihălcuț, Ștefan Luncanu și Bogdan Profir. Regulile pentru finală sunt în principiu aceleași. Să apară undeva în clip, măcar pentru o secundă, scris, printat sau chiar și zis pe gură titlul Noul Magician Român. Atenție, nu trebuie să facă parte direct din moment. Am văzut că mulți au tendința să-l includă în trucul propriu-zis. Nu trebuie, nici nu e interzis. Vă zic doar să știți că nu trebuie, n-aș vrea să vă îngrădească cumva creativitatea. Clipul poate dura oricât, dar nu mai mult de 3 minute. Clipurile trebuie trimise până pe 15 mai inclusiv. Nu pot să zic decât că abia aștept. Noi între timp ne vedem aici pe canal și cu alte lucruri. Pa, pa!